Bună, dragilor! Deși de multe ori am tot spus că nu voi mai cumpăra parfumuri, iată că a venit momentul să vă arăt ce am adunat în ultimul timp în colecție. Nu sunt foarte, foarte multe, nu sunt scumpe, după cum știți, sunt parfumuri ieftine și bune, așa îmi place mie să cred că sunt ieftine și bune. Mai sunt și cadouri și recunosc că am consultat site-urile unde regăsim listate aceste parfumuri și notele lor și am încercat să văd ce simt eu în ele. Nu o să vă spun toate notele parfumurilor, dacă vreți puteți găsi și voi noțiunile acestea, puteți consulta Fragrantica sau alte site-uri și puteți să vedeți și voi notele, dar eu o să vă spun ce simt eu în ele. Și o să încep un parfum de la Oriflame, de fapt este o apă de toaletă, o sticluță foarte drăguță, așa ca o bijuterie. Și cu siguranță îl știți, e vorba de Eclat Mademoiselle, are 50 de mililitri acest parfumel și sticluța este absolut superbă, mie îmi place mult de tot. Parfumul nici nu mai spun, este un floral fructat și în deschidere se simte foarte bine mărul și para. Este superb, floral, alb, proaspăt, curat. Chiar dacă parfumul are culoarea aceasta violet, îți dă senzația de curat și de proaspăt. Și cu siguranță, din punctul meu de vedere, acesta merge purtat vara, într-o perioadă caldă. Atunci când e mai rece afară, nu cred că are putere și nu cred că se va simți. Următorul este de la Yves Rocher și este un parfum pe care cred că l-ați văzut dacă ați urmărit videoclipul cu parfumul pentru februarie. L-ați văzut acolo. Este vorba de Cuir de Nuit de la Yves Rocher. Sticluța aceasta are 100 de mililitri și este absolut superb. Sticluța este minimalistă, nu este în evidență cu absolut nimic, dar prin simplitate ea este drăguță și spuneți voi dacă nu este așa, chiar drăguț acest parfum, este fin condimentat. Spun cei de la Fragrantica, am văzut acolo că este listată și cafea. Și atunci când l-am testat prima dată, am simțit cafea, dar purtându-l eu nu mai simt cafeaua, simt doar o cacao îndulcită și vanilată, un zahăr vanilat, mai bine zis, chiar așa. Și foarte frumos și acesta, dulce, perfect pentru un sezon mai rece. Și sticla asta la Yves Rocher o găsim la 329, parcă 330 de lei, cam așa, dar eu am beneficiat de o ofertă și nu am dat atâția bani pe parfumul acesta. Am beneficiat de 40% reducere și pe lângă am mai primit și două sau trei cadouri. Și dacă tot vorbim de cadouri primite la acest parfum, l-am primit pe acesta, Uia l'Amor, tot de la Yves Rocher, bineînțeles. Și acesta, un parfum perfect pentru vară, aș putea să spun, primăvară, vară, un floral foarte fin, se simte în el trandafirul, dar un trandafir atât de fin și atât de suav, este un parfum proaspăt, curat și acesta, fin și pudrat. Nu știu nimic de persistența lui, pentru că doar l-am testat, nu l-am purtat, aștept să-l port mai în primăvară și abia aștept. Chiar abia aștept. Sticluța aceasta are 30 de mililitri și mă bucur din suflet că a venit în colecția mea. Mai am tot o apă de toaletă recent lansată și e vorba de Eclat Amour Intensité de la Oriflame. Sticluța aceasta are 50 de mililitri și este un parfum floral cu citrice în deschidere și se mai simte în deschidere foarte bine piper roz. Da. Piper roz și mandarina este acolo, apoi se dezvoltă și trandafirul, nici aici nu este deranjant.
este plăcut și mai apoi vanilia. El mai are listat acolo și pară, iasomie și altele, dar eu pe acestea nu le simt. V-am spus, eu simt piper roz, mandarină și trandafir și vanilia, bineînțeles. Este un parfum perfect pentru o primăvară. Un floral foarte frumos, discret. Nu știu nimic de persistență pentru că nici pe acesta n-am reușit să-l port. De la Avon mi-am luat această sticluță. De fiecare dată când o vedeam, îmi plăcea sticluța aceasta, forma ei minimalistă și capacul. Capacul este din lemn și nu știu de ce, îmi plăcea mie, dar nu l-am luat. Acum l-am văzut în oferta pentru reprezentanți, ceea ce înseamnă că este un parfum pe cale de dispariție și este cu migdale, Local Nature Almond. Este un parfum, după cum vă spuneam, cu migdale, un fructat floral lactonic. În el se simte foarte bine nota de lapte de migdale, este cremos, se simte vanilia și para și toate astea fac o treabă foarte bună. Dacă ar fi și dacă vedeți voi, are trecute notele pe această etichetă și dacă ar fi să îi găsim un cusur acestui parfum, este faptul că nu prea persistă. Dacă ar fi avut și o persistență ok, cred că ar fi fost parfumul perfect. Vai, cât este de frumos! În această gamă, cred că se mai erau încă două, cu lavandă și cu iasomie, parcă nu le am pe acelea. Poate într-un viitor apropiat, dacă le voi mai găsi, le voi lua și pe acelea, pentru că chiar îmi place parfumul ăsta. La prețul pe care l-am dat pe el, nu mă deranjează să-l reaplic. Și urmează o dezamăgire pentru mine. M-am mai repetat, am mai repetat acest lucru. Eu sper să nu deranjeze pe nimeni. E vorba de Love You Connected. Tot o lansare nouă de la Avon. Dacă ar fi să asemăn acest parfum cu un altul de la ei, ar fi If Become. Tot așa, și acela mi se părea un parfum neterminat, un parfum cu o poțiune foarte diluată. Un fel de ceai foarte diluat. Eu așa, pentru asta îmi transmite mie acest parfum. El se vrea a fi un parfum floral, fructat și oriental. Dar nu știu, poate faptul că îi spun că are 100% esență de trandafir, poate acel trandafir să-i dea nota aceea orientală, nu știu. Dar, sincer să vă spun, eu nu simt trandafirul. Se simte în deschidere o mandarină dulce și zemoasă. Și cam atât. Nu știu, cred că au uitat un ingredient. Da, o să-l port în timpul verii. O să-l termin și nu o să-l recumpăr cu siguranță. Față de originalul Love You, acesta nu are nicio treabă. Dar, mă repet, este doar punctul meu de vedere. Se poate ca altor persoane să le placă, să-l simtă wow și să fie un parfum extraordinar. Deci nu o luați de bună. Cel mai bine e să testați. Eu vă spun cum îl simt eu, strict părerea mea. Mai am aici un parfum pe care l-am primit de la liderul meu, de la Avon. Și e vorba de Rare Onyx. La început nu prea mi-a plăcut acest parfum, după aia l-am mai testat eu, l-am purtat odată și am simțit în el niște prune negre, din acelea uscate, deshidratate, afumate și cu puțină vanilie. Se mai simt acolo și niște flori și ambră. Are ambră din belșug. Mi se pare a fi un parfum genul Faraway Glamour sau Faraway Aurora, cam pe acolo. Nu mi se pare ceva nou,
adică în genul acesta se mai găsesc parfumuri la Avon și dacă nu-l aveți în colecție nu este nicio pierdere, este frumușel și atât. Persistența, cam 4 ore. Sunt persoane cărora le place acest parfum și e ok, dar pe mine nu m-a impresionat atât de mult. În schimb, mai impresionat și îmi place în continuare este un parfum recumpărat, acesta de la Oriflame. De fapt, este o apă de toaletă și nu știu cum să o țin ca să vedeți. Este din gama Signature Generation for Hair. Are 50 de mililitri sticluța. Dacă vă interesează în catalogul următor, acesta va fi în ofertă în catalog. Și deși este o apă de toaletă, și am observat la cei de la Oriflame, în ultimul timp scot multe parfumuri din aceste ape de toaletă și au o persistență destul de ok. Deși este apă de toaletă, persistă destul de bine, este un floral fructat, un fin condimentat, proaspăt, mie îmi place tare mult. În deschidere simt ghimbirul, mandarina și tuberoza și apoi se simte vanilia și ambra, care dă așa o persistență mai bună. Este superb acest parfum. Pe mine mă duce în zona Narciso Rodriguez for Her. Nu știu dacă are ceva în comun cu acela, dar mă face să mă gândesc la acela. Îmi place foarte mult. O nouă lansare a Oriflame-ului este chiar ultima. Este acest Miss Giordani Floral. Foarte drăguță sticluța. Este ca și prima. Are lichidul acesta roz, un roz pal așa, iar parfumul este într-adevăr un floral. Flori multe, parcă ai fi într-o grădină plină cu flori parfumate. Este proaspăt, catifelat și îmi place mult pentru că simt foarte bine în el tuberoza. Eu simt tuberoza, iasomia și neroli. Acestea pe mine mă lovesc prima dată și le simt din plin. Foarte vag simt și bujorii. Mi-ar fi plăcut, pentru că sunt niște flori care îmi plac și le ador, dar nu simt bujorii. Foarte vag, foarte vag. Nu știu de ce. Eu simt tuberoza. Este acolo, mie îmi plac tuberozele și mă bucur. Este un parfum pe care îl voi purta cu plăcere. Primăvara. Cred că este un parfum totuși pentru primăvară, pentru că are destul de multe flori foarte parfumate. Ce mai am eu aici? Mai am câteva parfumuri, nu foarte multe. Am o noutate și pentru mine, nu este un parfum nou, el este lansat mai de mult. Nu știu să vă spun exact când, dar pentru mine este o noutate și e vorba de acest parfum care arată așa ca o cutie de cremă de la Maubusan. Și e vorba de un Histoire de Femme Sensuelle. Are un nume destul de lung. Este un parfum după cum și arată alb, curat, proaspăt, cremos, fin, este ca un mus. Dulce, se simte foarte bine la început pralina, trandafirul, frezia și mult, mult mosc. Superb acest parfum. Eu l-am văzut prima dată pe un grup de parfumuri pe Facebook. Spunea Luminița Avram că are un preț foarte bun pe Notino dacă ne interesează. M-am uitat, într-adevăr, un preț foarte bun, am primit și un voucher de ziua mea și livrare gratuită și ulterior l-am văzut și într-un unboxing la ea și am zis gata, trebuie să-l iau și eu și a avut dreptate, un parfum foarte bun și n-are cum să nu aibă dreptate pentru că descrie parfumurile într-un mare fel. Penultimul este un parfum recumpărat de la Oriflame și îmi place tare mult sticluța aceasta.
Dacă ar fi să fac un videoclip cu cele mai drăguțe sticluțe din colecția mea, printre toate sticluțele s-ar regăsi și aceasta, pentru că mie îmi place mult de tot. Și, da, verdele acesta se duce cu gândul la ceva proaspăt, cel puțin pe mine, acvatic, în același timp și dulce, laconic, pudrat, are în deschidere un grapefruit, are violeta atât cât trebuie, lapte de cocos, un lapte de cocos dulce și vanilat. Nu deranjează cu nimic, este un parfum absolut superb, este a doua oară când îl cumpăr și cred că nu ultima dată. Și ultimul, bijuteria aceasta de la Avon. Absolut superb această sticluță, mie îmi place foarte mult, dar mai mult decât sticluța, chiar dacă este o sticluță minimalistă și e specifică celor din gama Today, mai mult decât sticluța, mie îmi place lichidul din sticluță, parfumul, un floral fructat. Are în deschidere flori de migdal și neroli și le simt. Și florile acestea, care la început sunt niște flori parfumate și cremoase, apoi se dezvoltă în ceva fructat. Cred că are și ceva fructe, ceva cremos. Nu știu ce să vă spun. Cu siguranță atunci când vor apărea notele pe Fragrantica, am voi da seama ce. Eu tot spuneam zmeură, căpșuni. Atât de bine se simt florile de migdal în deschidere, vai cât este de frumos, superb. Soțul meu l-a testat și el, l-am dat și lui și el îmi spune că miroase a vișine. Acum, nu știu, testați-l și voi, este un parfum care merită achiziționat, cu siguranță, și merită avut în colecție, mai ales cele care aveți și celelalte parfumuri din această gamă. Și dacă ar fi acum să vă spun ce parfumuri de pe această masă aș recumpăra și aș vrea să nu-mi lipsească niciodată, ar fi bineînțeles acesta, Amber Elixir Crystal, ar fi Miss Giordani Floral, deși Miss Giordani original nu îmi place, dar acesta îmi place foarte mult. Acesta. Și Eclat Mademoiselle. Cred că acela. Restul, cred că mi-ar ajunge doar cât am aici. Pe unele, dacă ar fi să le mai recumpăr, nu le-aș mai recumpăra. Nu le-aș recumpăra și e vorba de Love You Connected, e vorba de Rare Onyx. Da, cred că acestea două nu le-aș recumpăra. Celelalte, dacă le-aș găsi la ofertă foarte bună, da. Dar acestea pe care vi le-am arătat prima dată, acestea 4 sau 5, cu siguranță mi le-aș dori totdeauna în colecția mea. Da, acesta a fost videoclipul, acestea au fost parfumurile. Am mai avut unul de la Dubai Collection, Narcissus for Her, o clonă pentru Narciso Rodriguez la 100 de mililitri. Foarte bună, foarte bună replica, foarte, foarte bună, destul de persistentă, dar am dat-o cuiva pentru că i-a plăcut și n-am putut să o refuz, așa că a plecat din colecția mea, dar eu sper să-mi iau originalul. Sper. Nu știu când, dar sper. Dar dacă nu vreți să dați foarte mulți bani și vă place Narciso, mergeți cu încredere la cei de la Dubai Collection și achiziționați replica pentru că este foarte, foarte bună. Vă mulțumesc din suflet pentru că ați stat și astăzi cu mine. Dacă ați stat până la final, vă îmbrățișez și ne reauzim cu siguranță la un videoclip viitor cât de curând. Urmează un unboxing Oriflame, stați pe aproape. Nu uitați să vă parfumați și sper din tot sufletul să fiți iubite. Pa, pa!